Haila Botoșani a devenit un adevărat imn al județului, creată de 4 tinere interprete de muzică populară pentru a promova într-un mod inedit județul, melodia a cucerit o țară întreagă. De ziua Micii Uniri, pe 24 ianuarie, fetele de la Botoșani, așa cum și-au spus interpretele, au participat la un concert de excepție la Casa de Cultura Sindicatelor. Noi, fetele de la Botoșani, ne-am dat mână cu mână și am creat un cântec care a prins atât de bine și care credem noi că v-a ajuns la suflete. Și în hora aceasta noastră s-au prins, iată, în ultimele două luni, foarte mulți oameni. Oameni care ne-au încurajat, oameni care ne-au susținut, care ne-au scris, care au primit cu atâta entuziasm și invitația la spectacolul Haila Botoșani. Și pentru acest lucru, încă o dată, vă rămânem recunoscătoare pentru totdeauna. Fiind omagiată ziua Micii Uniri, actrița Lidia Uja a încântat publicul recitând o poezie cu mesaj patriotic. Unde este prințul cel născut pentru unire, căruia i-au frânt destinul ucigașii de iubire? Care patrie și alungă fiul ei cel mai iubit și îi pun în cârc o stâncă? După ce o viață a trudit să le arate lumina, calea către adevăr, unde este vodă cuza, te întreb? Iubit popor! A urmat apoi un program încărcat cu îndrăgite melodii de muzică populară. Interprete de muzică populară din județele Moldovei, dar și din Basarabia, au cântat pe scena Casei Sindicatelor. Artiștii au fost acompaniați de orchestra Mugurelul, a Clubului Copiilor din Dorohoi. Totodată, în cadrul spectacolului, au evoluat și membrii ansamblului Mărginanca al Casei Sindicatelor, coordonat de Valentin Rău.